Gata, acum că l-am băgat în calculator. Am văzut, este foarte luminos. Foarte arătos. Aceste culori se schimbă în funcție de setări și de DPI, Density Pixel per Inch. Și cam acesta este mouse. Are un feeling foarte bun în mână. Deci nu știu ce vă mai pot spune despre el. Sincer, am rămas uimit de ceea ce poate. Am crezut că sunt mai bune mouse-urile de la Razer, de la Mad Cat, etc. Dar cei de la Nantec, cum le mai spune lumea, firma asta chinezărească,